Adrian Grecu, de la Abbott Laboratories, și-a făcut la 20 de ani un plan. A vrut că la 30 să fie CEO. Și a ajuns. Vă rog, în aplauze, Adrian Grecu. Bună ziua! E bine să-ți întinzi un pic oasele după ce am stat o oră jumătate jos. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să am o audiență așa mare astăzi aici și sper eu să mă ridic la înălțimea așteptărilor, pentru că s-au spus lucruri deosebite aici. Apropo de asta, știți care sunt avantajele și dezavantajele să prezinți ultimul? Am stat și am reflectat mai devreme. Dezavantajele sunt că probabil vreți o pauză și v-ați săturat de prezentări. Celălalt dezavantaj este că s-au spus atât de multe lucruri frumoase că încep să te gândești, cred că ar trebui să-mi revizuiesc speech-ul, că nu știu ce să mai spun nou. Asta sunt și avantaje. Unul dintre avantaje este că poți să-ți dai cu părerea la ce ai auzit, fiind ultimul. Iar celălalt avantaj este că poți să furi niște idei din ce s-a prezentat aici. Și mă folosesc de ocaziile astea. În primul rând, la prezentarea domnului Simo, mulțumesc. Pentru mine, și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră, ce trebuie să înțeleagă este că nu există gralul acela, lucru unic, care dacă îl fac bine, s-au rezolvat toate problemele. Dacă fac produs de calitate, nu mai trebuie să țin cont de nimic. Până la urmă, business-ul ești ca un jongler din acelea cu mingile în aer. Da, poate calitatea trebuie să o arunci cel mai sus, dar dacă ai scăpat mingea, ai scăpat salariul, riști business-ul să nu-ți meargă bine. La domnul Butunoiu mi-am dat cu părerea deja. Sigur că brand-ul e important, dar din punctul meu de vedere, întâi faptele vorbesc și după aceea pe bazele lui îți construiește brand-ul. Iar legat de doamna Ris, nu mă leg de Gabriel pentru că suntem cumva aliniați. Știți, corporatiști, GM, gândesc la fel ăștia, n-am ce să spun prea multe. Dar la doamna Ris, Adrian Grecu, căsătorit, cumva ușor oltean, muntean, 43 de ani, căsătorit, un copil și un câine, San Bernard. Cheamă Mozart. Ne-a lipsit creativitatea cu Beethoven, am zis hai să mergem pe Mozart. Ok. Dați-mi voie să intru în prezentarea propriu-zisă, că trece timpul și n-am o prezentare efectivă, prefer să vorbesc liber. Să încep cu o poveste personală și o poveste reală. Nu este inventată. Suntem în noiembrie 2003. Acum exact 11 ani, aceeași perioadă anului. Eram de 7 luni de zile finance manager, director financiar, sau cum vreți să spuneți, la Abbott. De-abia începusem de 7 luni. Cu aproximativ un an și ceva înainte, Abbott achiziționase compania Knoll. Compania Knoll este tot o companie de farmaceutică, cel din grupul BASF, germană, pe care Abbott a achiziționat-o undeva la sfârșitul 2001, început de 2002. Abbott nu avea prezență în România. Knoll-ul avea. Deci peste noapte, organizația Knoll devine Abbott. O mare schimbare cultural, organizațională și de cultură. Abbott, compania americană, Knoll-ul, companie germană. Eu veneam din afară, da? Veneam din Eli Lilly, ca de altfel și alți colegi din organizație. Ne pregăteam de petrecerea de sfârșit de an, de Crăciun. Și am zis, noi ce ocazie mai bună decât să ne unim, să lucrăm mai bine, să ne înțelegem unii pe alții, să facem un team building. Dar cu ocazia asta am apelat și la o firmă de consultanță care să ne facă testul acela Myers-Briggs Type Indicator. Sunt convins că știți testul de personalitate în care spune ești introvert, ești extrovert, îți place în sisteme structurate sau nu, îți plac regulile, nu îți plac regulile, în fine. Am dat tot testul online, după care un consultant de la firmă, înainte de team building-ul respectiv, a venit la noi la birou, în sala de conferință, unul câte unul, făcea un debrief la rapoartele respective pe care le completasem online. Mă așez, introducerea de rigoare, bună ziua, socializare câteva minute. Ok, domnișoara pune mâna pe raport, se uită la raport, se uită la mine, se uită la mine dumerită. Dumneavoastră sunteți directorul financiar? Da, de ce? Da, eu sunt. Din profilul dumneavoastră, dacă era să vă recrutez pentru poziția de finance manager, nici de faza de pre-screening nu treceați.
Pentru dumneavoastră, regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Oh, oh, stați puțin că mai am nevoie de jobul ăsta, aveți-mă-le șefului lucrul ăsta. Totuși, sunt de 3 ani de, eram de 3 ani de zile în financiar, am mai stat încă 5 ani în financiar, zic eu cu succes, că altfel poate n-aș fi aici în fața dumneavoastră. În fine, am intrat în mai multe detalii, am discutat, am înțeles care e stilul meu de lucru, cine sunt, fără discuție că eram pe jobul ăla să-mi fac bine și știam să-mi fac bine. Însă morala poveștii mele este că, așa cum s-a spus la un moment dat, cred că doamna Ris a spus, dacă îți dorești ceva cu adevărat, orice e posibil. Se poate trece peste toate canoanele, peste toate referințele, peste ce zic studiile, este dacă ai disciplina și obiectivul foarte clar că știi ce vrei. Și știi, de altfel, te și cunoști pe tine însuși și știi unde ai de lucru și trebuie să fii atent dacă cumva îți place, știu eu, să încalci regulile, ca să zic așa. Vă spun că nu s-a încălcat nicio regulă din punct de vedere financiar în Airbus. România este în companie americană, monitorizați de SEC, deci nu e de glumă. Asta am dorit să fie introducerea, însă, pentru că vorbeam de obiective și de dorința de a deveni CEO, manager, din punctul meu de vedere, pentru orice obiectiv, fie că este unul minor zilnic, fie o mare aspirație, un mare vis, viziune, cum vreți să-i spuneți, în tinerețe îi spuneam vis, da? Am un vis, o aspirație. Ca să se îndeplinească, am citit-o într-o carte și probabil ați citit-o și dumneavoastră și mi-a spus și autorul personal și am trăit-o și pe propria piele, se cer doar două condiții să fie îndeplinite. Ce simplu. Două lucruri. Unul este să fii dispus să plătești prețul integral pentru lucrul ăla. Poate prețul, vă reproduc ad literam, pentru că așa era trecut acolo. Eu mi-ar place să o numesc că a fost finanțist, să fii dispus să investești, da? Integral, suma integrală, suma însemnând timp, energie, emoție, ce doriți dumneavoastră. Iar a doua este să o faci în avans. Prețul ăla îl plătești integral și în avans. Dacă ai îndeplinit aceste două condiții, obiectivul ăla se va atinge de la sine. Va veni natural. N-ați atins cele două obiective, veți plăti dobândă, dacă vi l-ați luat obiectivul înainte de vreme. Da? Și am simțit pe propria piele și în experiențele pozitive și în cele negative, ca să zic așa. Dacă n-ai plătit prețul în avans și integral, îl plătești după cu dobândă. Da? Cam asta am vrut să vă spun pe partea de, știu, de ambiție, de obiective, de modele, de oameni, știu eu, ce se potrivește într-un anumit loc. Câteva cuvinte despre mine, efectiv, ca și experiență. Am început în vânzări. Mi-am pagere, vorbim de anii 94. Acum 20 de ani. Și legat de aspirația asta de a deveni CEO, n-a fost chiar de la început, n-a fost de la 20 de ani, gata, am visat să devin CEO. O văd mai mult ca o evoluție, nu știu, ca piramida lui Maslow pe partea profesională. Primul lucru pentru care am luat job în vânzări era că numai asta se oferea și avea nevoie de bani. Da? Foarte simplu. Că tot vorbeam de generația din 24 față de generația de acum care are bani. Aia a fost principala motivație. Însă, pe măsură ce intri într-un job, începi să ai modele, începi să vezi în jur oameni. Oameni care conduceau companii multinaționale, dar la vremea aia, Coca-Cola, Xerox, British American Tobacco, nu fac reclamă la nimeni, sunt efectiv clienți care vin automat în cap, clienți buni de-ai mei, când vindeam pagele. Firmele alea erau conduse de oameni foarte tineri. Vedeam expas la 34-35 de ani și mi-am zis, what the hell? Ce au așa special că firmele conduc asemenea companii? Ci că unii dintre ei au făcut un MBA. Eu terminasem chimia. Terminam chimia. Zic, e clar, trebuie să fac un MBA. Și din momentul ăla ăsta a fost următorul obiectiv. Zic, vreau să fac un MBA ca într-o zi să devin un lider de organizație, un conducător de organizație. Și am început să strâng bani numai pe acest obiectiv. Însă, între timp, am dorit și să lucrez într-o companie mai renumită. La vremea aceea, multinaționalele erau la modă și în 95 am început să lucrez pentru 3. Iar în 98 m-am ținut de obiectivul meu și am plecat în Spania, la IESE, și am făcut acel MBA de 2 ani de zile. Însă în MBA
Surpriză! Finanțele sunt ceva deosebit, îmi plac cifrele. Zic, dacă mi oferă cineva un job în finanțe, eu schimb traiectoria. Deci, iarăși, n-am fost ancorat, da? Am avut niște obiective, dar am dat dovadă de oarecare flexibilitate. Și așa am început cariera de după MBA în finanțe, întâi cu Eli Lilly, apoi în Abbott România în 2003, cum vă spuneam. Am fost director financiar pe România, am fost promovat pe regiune, centrul și estul Europei, iar după 8 ani de financiar, dragostea veche de comercial a revenit. Și am zis, vreau să fac ceva comercial. Și în anul 2008 am plecat în Singapore pentru 3 ani și jumătate, unde am avut, spre norocul meu, deși plecasem într-un singur job, în 3 ani de zile am avut 3 joburi diferite. Întâi am fost director comercial pe anumite branduri pe Rusia, India și China. Ulterior s-a achiziționat compania Solvay și am fost lead-ul de integrare pe aceeași regiune, dar și țările din CIS. Iar în ultimul an, Abbott a cumpărat o companie indiană, a treia poziționată în piață, și cu achiziția asta a devenit numărul 1. Deci, că tot vorbim de reclamă, singura piață din lume, farma unde Abbott este numărul 1, este India. Și am ajutat CEO-ul la tranziția organizației respective în Abbott. Iar ulterior m-am întors acasă pentru că aici a avut nevoie corporația de mine și era și poziția de GM disponibilă. Și iată-mă de 3 ani de zile în organizația din România cu, ca să zic așa, o echipă foarte solidă, o echipă de care eu sunt foarte mândru și de aceea de foarte multe ori prefer să vorbesc de echipă decât de mine și nu o spun cu falsă modestie, ci o spun că pentru că în Abbott există anumite valori care sunt foarte bine instilate. CEO-ul nostru, Miles White, are principiul care se numește Servant Leadership. Deci el spune, iarăși ce spune și tu, Gabriel, de multe ori, și nu vreau să intru în detalii de diferențe culturale, ce înseamnă lider, de obicei ne vedem când suntem puși în poziția de GM, vedem drepturile. Sunt cel mai tare, sunt cel mai bun, datorită mie se întâmplă lucrurile. Fals. Este o mare responsabilitate. Ești acolo pentru echipa ta. Și mă uit în direcția aia pentru că am o colegă de-a mea din echipă. Am chemat-o special să-mi dea feedback dacă am spus bullshit-uri, da? Și echipa, atunci când vedem în reviste, pe primele pagini, CEO, primul lucru la care mă gândesc, da, omul a fost vizionar, da, a făcut lucruri deosebite, dar în spate sunt sigur că e o echipă extraordinară, care lucrează bine una cu alta și cu CEO respectiv. Asta face diferența. Și mi-a mai rămas ceva timp, pentru că se spunea de mentor, de modele, fără discuție că am avut modele, am avut mentori care m-au inspirat, mentori care au crezut în mine și m-au propulsat, e foarte important lucrul ăsta, știți, văd aici oameni cu experiență sau așa, consider că sunteți oameni cu experiență în domeniu și nu vă spun lucruri noi, însă, fără discuție că se spune, da, anecdotic, înveți mai multe de la un bad leader decât de la un good leader. Da? Deci, bad leader poate iarăși e ceva legat de prețul ăla de plătit în avans și integral. Poate de-aia e pus acolo să ne învețe niște lecții, pe de-o parte și pe de alta să-i apreciem mai bine pe cei buni, că poate uităm cât sunt de buni. Da? Și legat de ingredientele de succes, știu ce face un CEO, în afară de partea să știi efectiv ce vrei, să-ți urmezi visul, să crezi în ceea ce vrei, o să închei iarăși cu o poveste, de asemenea reală. 6 luni la 3M, anul 1996, vreo 6-7 luni în job, șeful meu, cel care mă recrutase, Alan Jolie, apropo aveam 25 de ani la acel moment, de-abia terminam facultatea, era în ultimul an, Alan Jolie, șeful meu, un englez, care port o admirație deosebită, dacă i-am menționat numele, la o cină, la o bere, îmi fac și eu curaj. Alan, de ce m-ai ales pe mine? Destul de tânăr, începeam un business nou, mi-ai dat mie pe mână chestia asta, în piață sigur existau oameni mai maturi, mai cu experiență, și mi-a zis în felul următor. Adrian, am văzut candidați mai buni decât tine, fără discuție. Dar când m-am întâlnit cu tine, am văzut în ochii tăi flacăra aia, entuziasmul, energia că vrei să faci treabă, pasiunea că vrei jobul ăla. Adrian,
entuziasmul și pasiunea aia să nu ți-o pierzi niciodată. Indiferent de cât șef, bun, răi, crize, dificultăți, nu-ți pierde pasiunea și entuziasmul respectiv. Deci închei cu această notă finală, nu vă pierdeți pasiunea și entuziasmul. Și apropo de asta, sunt un mare fan al lui Liz Wiseman. Citiți Multipliers. Vă recomand cu mare inimă, cu dragă inimă. Am mai scos o carte acum, Rookie Smart. Coincide exact cu ceea ce mi-a spus acestor acum 20 de ani. Indiferent că suntem aproape de pensionare, la mijlocul carierei, că ni se pare că nu mai e nimic interesant, depinde de fiecare dintre noi să reaprindem flacăra respectivă. Ăsta e ingredientul final și ultimul sfat pe care îmi permit cu umilință, dar în fața dumneavoastră, să vi-l dau. Nu vă pierdeți entuziasmul și pasiunea, indiferent de situație. Și totul e posibil. Mulțumesc! Mulțumim. O întrebare scurtă, Adrian. Care este următorul tău plan? Să cresc. Legat de învățat, viața e un întreg proces de învățare, atât timp cât învăț ceva nou și cât simt că virgulă cresc. Da, vă rog, dacă aveți întrebări. Bună ziua. Două întrebări, de fapt. Și pentru domnul Gabriel Pandrino, n-am apucat până de vreme din anul în care am început prezentarea. Aș vrea să vă întreb ce a fost acum 15-20 de ani în ceea ce privește activitatea companiilor multinaționale. Cer scuze, Alexandru Bățat mă numesc, să mă prezint, fondatorul Trainer Brain. Acum 15-20 de ani erau o anumită cultură organizațională, erau o anumită piață, erau un anumit nivel de dezvoltare, erau un anumit stil de business, se făcea într-un stil. Mai hai tu ce să-i spunem. Acum deja suntem mult mai bine integrați în ceea ce înseamnă cultura organizațională a unei multinaționale. Și vreau să vă întreb, în momentul de față în România, vorbim despre piața din România, nu în teorie, la nivel global, cam care mai este implicarea unui CEO, al unei companii multinaționale, să spunem, foarte, foarte mari, când expat sau că este român, care mai este implicarea lui și puterea lui de a impune în fața boardului de afară sau în fața conducătorului companiei respective o politică și o abordare strict aplicată și orientată către piața din România, sau doar trebuie să transpună și să translateze toată politica de business globală pe o piață din România? Următoarea întrebare. Este o întrebare dificilă și nu are un răspuns simplu, da sau nu. Depinde de proiect, depinde de situație. Fără discuție că acum, și acum vorbesc din punctul meu de vedere din industria pharma și ca virgulă corporatist în companii americane. Deci poate să fie un anumit bias, dacă să fie toate lucrurile clare. Fără discuție că evoluția României din ultimii 5 ani n-a impresionat afară și este destul de greu să convingi senior management da, să implementeze anumite proiecte sau să facă anumite investiții. Însă experimente și mici teste și încercări se fac. Dar ceva de mare anvergură, din punctul meu de vedere, la fel ca în business și între țări există o concurență. Și lasă la latitudinea noastră să decideți cât de competitivi suntem pe anumite domenii față de alte țări din zonă. Da, te completez, dacă tot ne-am menționat numele. Cred că depinde de la companie la companie, depinde de strategia fiecărei companii. În IT, de exemplu, că vorbim de două industrii diferite, vedem și companii unde se transpune complet strategia, inclusiv bugetele, inclusiv bugetul de marketing, inclusiv layout-urile, absolut tot. Deci nu ai nicio decizie. Spre fericirea mea, se rozbuiește o astfel de companie. Suntem responsabili de PNL-ul nostru local și, bineînțeles, portofoliul de produse este cel de afară. Nu avem facilități de producție în România sau cercetare-dezvoltare. În rest, strategia de acoperire a pieții, strategia noastră de marketing, strategia de parteneriate este absolut locală. Și tot ce investim, investim din PNL-ul nostru local. Fără absolut niciun ban venit de afară. Deci este absolut numai ce ne permitem din PNL-ul local. Ceea ce ne dă, pe de o parte, o flexibilitate destul de mare să avem acțiuni în piață, pe de altă parte, câteodată parcă avea nevoie de bugete, de marketing de afară. Din păcate, nu vin. Și vreau să vă întreb, considerați că, într-adevăr, legat de companiile și de ceea ce spuneați noastră în cadrul prezentării,
de creșterea unor lideri în cadrul companiei, că să ajung, nu știu, pe poziție team leader sau poate chiar de șef de departamente. Există într-adevăr cultura asta în companie în România, în moment ce avansarea, să spunem ca și procent, avansarea persoanelor pe o poziție superioară sau superior numai ca și venit, ca și salariu, se face doar trecând mai mult ca și procent, este majoritatea trecând într-o companie în alta și nu în cadrul aceleași companii. În România, unde de față, a făcut un studiu și ca să avansezi într-o poziție superioară, să ai șanse să avansezi o poziție superioară sau să câștigi mai mulți bani, mai bine îți cauți după 2, 3, 5, 7 ani de lucru într-o altă companie care clar te ia pe o altă poziție, nu pe o poziție similară, sau dacă te ia pe o poziție similară, te ia cel puțin pe un plafon superior salarial. Există cultura asta totuși de creștere, dacă totuși tendința e asta? Eu zic că da, iarăși, bineînțeles că de la companie la companie diferă foarte mult. Eu nu pot decât să spun ce se întâmplă în Xerox. Faptul că sunt de 17 ani în Xerox, faptul că în echipa mea de primă linie sunt în 4 ani, 4 oameni din organizație care au ajuns manager de primă linie și la fel se întâmplă la nivelul de second line. Faptul că nu avem niciun expat în momentul ăsta în organizația Xerox România, nu e nimeni de afară, nici directorul financiar și nimeni. Cred că arată cumva că ne dezvoltăm oamenii din interior. Câteodată sigur că da, este nevoie de sânge proaspăt din exterior, dar astea sunt acțiuni strategico-tactice pe care noi le considerăm și noi le facem nu pentru că se impune, dar în Xerox, în principal, preferăm să creștem lideri din interior. Suntem companie americană, vreau să repet. Întrebări? Nu mai sunt. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări, vă mulțumesc pentru răbdare și vă invit la masă, înainte de a vă gândi foarte, foarte bine că urmează o sesiune în care învățăm să luăm decizii așa cum trebuie. O sesiune de training, un workshop special la care vă invit și vă aștept cu drag. Mulțumesc și foarte bună!